Echipa de juniori A a clubului FC Olt a reușit accederea între cele mai bune 8 formații ale țării, iar în această săptămână va disputa jocurile programate în cadrul turneului final al campionatului republican. Meciurile grupei în care au fost repartizați slătinenii vor avea loc la malul mării, iar viitorul Constanța, Gloria Bistrița și Pandurii Târgu Jiu vor fi adversarele întâlnite. Slătinenii cred că se pot clasa pe unul dintre primele două locuri care le-ar asigura disputarea uneia dintre finalele competiției. Consider că am apucat într-o grupă accesibilă, cu echipei Viitorul Constanța, care este una dintre cele mai bune echipe de pe țară. Suntem în grupă cu Pandurii și Gloria Bistrița și cred că ne putem clasa în primele două. Pandurii Târgu Jiu este echipa pe care FC Olt va întâlni mâine în prima partidă susținută la turneul final. Tinerii fotbaliști slătineni cunosc bine adversarul și spun că se pot impune în acest meci. Pot spune că îi cunoaștem destul de bine, avem primul meci cu ei și domnul profesor ne-a impus ceea ce trebuie să facem și cred că îi putem învinge. Asta ne dorim și noi, să fim cel puțin, dacă nu primul loc, locul 2 după Viitorul. Viitorul poate fi învins? Da, cred că da. Cu dăruire, multă muncă și să ne respectăm sarcinile tactice impuse de domnul profesor. Formațiile clasate pe locul întâi în cele două grupe vor disputa finala campionatului național, în timp ce ocupantele pozițiilor secunde se vor întâlni în meciul pentru locurile 3-4.